Auzi, hai să facem o poveste. Dar n-am văzut cum arată planetele. Cred că o zonă e întunecată la lună, nu? Dacă ar fi lumină, ar trebui să fie peste tot, numai lustre. Păi de unde să le aducem o lustră? Stelele fac lumină și nu te sperii. E un drum foarte luminos după ce treci de întuneric. Interesant. Noi dacă eram pe o planetă verde-verde, numai verde, normal că eram verzi. Sunt doar extraterestre. Păi aveau, de exemplu, niște căi și magnet ca să nu zboare prea sus. Și îmbrăcăminte din aia atâta. Te face mai mare și mai tare. A, mi-a dat o idee! Racheta are niște motoare cu foc care focul poate zbura. Dacă e o ploaie de meteoriți, fug cu racheta. O navă spațială e cu un cerc așa, planeta noastră e o pilă așa. Soarele e cel mai mare. Planeta Pământ, Venus, planeta Jupiter, Saturn și Pluto nu mai este acum planetă. Este meteorit. Decât Soarele stă pe loc, Luna și celelalte planete se învârt. Fiindcă Luna împinge Soarele. Dacă merg în spațiu pot pluti și asta îmi place cel mai mult. Dar nu se termină spațiul. Spațiul nu se termină niciodată.